Hristos privește lumea. Păcatul prea departe a ajuns. Sunt prea mulți care iubesc minciuna. Sunteți tu ce ură i-a cuprit. Spală-ne, Doamne, cu sânge sfânt. Vrem să trăim deslipiți de pământ. Dă-ne viață, dă-ne viață, dă-ne viață ta. Numai așa vom vedea slavă ta. Cu ochii plânzi în sus, privește lumea. Destinul tuturor e hotărât și în curând El își va tinde mâna și va străpi ce rău de pe pământ. Spală-ne, Doamne, cu sânge sfânt. Vrem să trăim deschidiți de pământ. Dă-ne viață, din viața ta. Numai așa vom vedea slava ta. Suntem chemați să ținem sus lumina, să biruim și să ne pocăim. Să ne ducem cu azi e ziua biruinței de păcat în fost iertat. Voi căta o bucurie toată viața neîncetat. Ce glorios, ce glorios să fii copilul lui Hristos, cel înălțat ne dă în dar speranță, dragoste și har. Când vei să vii, Domnul Iisus? Când vei să scapi de vina grea? Ea vine și pentru tine. Și dă-mi dar salvarea sa. Veniți să preamărim pe Iisus și să-L slujim neîncetat, căci din mormânt, precum promise, a treia zi a înviat. Pe pământ, Iisus, în cerul, numele ce m-a iubit, este Iisus ce pe cruce, ce păcat ne-a mântuit. Stăcați cu gdasco taie, Hristos înviat, cântați o sonale, căci El e învoat. Aleluia, aleluia, vreau să cânt neîncertat, căci prin înviarea mare de la moarte ne-a scăpat.
a înviat în Mântuitorul. Ce minune, ce spălătoare, tot pământul celebrează și aduce închinare. Ești viu și ești plin de iubire față de toți aleșii tăi. La toți le-ai dat mântuire, căci vrei, dorești să fii cu ei. Tu mil de jertfe ți-ai făcut, salvare tuturor să dai, prin chinuri grele ai trecut, dar astăzi ești stăpân în rai. Sus pe dealul căpățânii, El, Fiul lui Dumnezeu, a răbdat în chinuri grele, mult a suferit și greu. Nici o jertfă de sub soare nu mai sfântă ca a Lui. Jertfa sfântă minunată, bogăția Harului. O, Iisuse, slavă ție, pentru dragostea de jar, pentru jertfa ta mariață și pentru mâretul har. Amin.
am vins în negrul mormânt, aducând salvare în lume și pace peste pământ. Sărbătoare în Zărăsună, cântă mame și copii, cântă frați, cântă bunici, o de sfinței bucurii. Iisus a înviat în morți, El fiu iubit de Dumnezeu, ce din iubire a murit pentru păcatul meu și al tău. Ce minunată zi! Ce har să știi că nu ai fost uitat, să strigi cu întreaga ta ființă, Iisus Hristos a înviat. Amin. Thank you.
Stați, haideți înapoi un pic. Hai înapoi, hai copilașii înapoi, hai, aduceți-i înapoi pe toți. Slăviți să fie Domnul! Good job, guys! Good job! Domnul să vă binecuvinteze! Obișnuim să ne rugăm pentru voi și nu vrem să ratăm ocazia asta să ne rugăm și acum pentru voi. Uite, e de acord cu mine, mă susțin în ce am spus eu. Domnul să binecuvinteze și copilașii ăștia mici, mici, mici de tot. Amin! Haideți să ne ridicăm cu toții și să-i aducem înaintea Domnului pe brațe de rugăciune pe ei și pe toți copiii noștri și pe toți copiii copiilor dumneavoastră, că eu n-am așa ceva, că nu-s bunic, dar sunteți destui care sunteți bunici. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Vreau să cerem binecuvântarea Domnului peste ei, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ei și să-i încredințăm în brațul Domnului Atotputernic. Amin. Ținând cont de împrejurările și vremurile în care ne aflăm, ținând cont de ceea ce se întâmplă în lumea aceasta și ținând cont de faptul că avem un Dumnezeu care iubește copilașii și suntem într-o lume și avem un vrăjmaș în lumea asta care urăște, în special urăște copiii. Domnul să-l mustre. Amin. Ne rugăm ca Domnul să îi ia pe brațele lui de la cei mai mititei care sunt în brațe la dumneavoastră până la cei care sunt tineri, care sunt aici, care nu sunt aici, Domnul să-i binecuvinteze pe toți și fiecăruia dintre ei să le dea un viitor. Amin. Și să le dea o nădejde care nu înșală. Amin. Toată strădania noastră ca părinți, tot ceea ce facem, facem pentru copiii noștri. Dorința și rugăciunea noastră este ca voi, copiii noștri, one day, all of you, to come to know Jesus Christ as your Lord and Savior. Amen. Amen. If you get to that point, then you got it made. Ați reușit în viață. Ne rugăm pentru ei și un tătic sau un bunic, o mămică sau o bunică, apoi și eu vom veni în rugăciune. În această dimineață ne-ai binecuvântat, Doamne, să fim în casa Ta, Doamne. Mulțumim. Mulțumim pentru copiii pe care ne-ai dăruit-o, Doamne. Te rugăm să-i binecuvintezi pe fiecare, Doamne. Să-i cercetezi cu Duhul Tău Sfânt, Doamne. Amin. Să le dai inimi credincioasă, Doamne. Și minte înțeleaptă să caute fața Ta zilnic, Doamne. Amin. Te rugăm, Doamne, să-i păzești de cel rău și de lumea aceasta. Amin. Te rugăm pe noi ca părinți să ne binecuvântezi cu multă lumină și înțelepciună, să-i crești cu teamă și frică de Tine, Doamne. Te rugăm, Doamne, să-i păzești la școală, te rugăm, la lucru. Tinerii să-i binecuvântezi, să-i ocrotești cu mâna Ta, Doamne. Te rugăm, Tată, din cerul să-ți trebuiești harul Tău peste ei în această dimineață, Doamne. Și fă ca cuvântul Tău să lucreze în inimile lor mântuirea, Doamne. Binecuvântat să fii și îți mulțumim că ne-a dat copii, Doamne, și nepoți. Binecuvântat. Te rugăm, Doamne, să-i binecuvântezi pe fiecare, Doamne. Amin. Fă ca într-o zi fiecare să te iubească, să te aleagă ca Domn și Mântuitor. Amin. Ajută-i, Doamne, te rugăm. Amin. 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 Doamne, să-ți mulțumesc, Doamne, că și pentru noi, Doamne, ai mărit, Doamne, și ai venit adăzut în această, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai scos din păcat, Doamne, și ne-ai adus mărtune, Doamne, și ne-ai dat un viitor și o nădejde, Doamne. Doamne, să fii. Îți mulțumim, Doamne, și pentru darul acesta, pentru copilașii noștri, Doamne. De la Tine, Doamne, i-am primit, Doamne, și, Doamne, vrem, Doamne, Ție să-ți dăm înapoi, Doamne. De ce, Doamne, să vrem, Doamne, ia-i cu bratul Tău, Doamne. Doamne, să lăuzește pașii, Doamne, în viața aceasta, Doamne. Doamne, nu-i lăsa, Doamne, să se oprească și să tare să facă drumul ei, Doamne. Dar și eu, Doamne, Iisuse, Sfântul, Doamne, și Sfântul Fiului Tău, Iisus, Doamne, să fie peste ei.
Doamne, să-i păzească pe tot ce e rău, Doamne. Doamne Iisuse, mă rog, Doamne, ca Tu să le dai înțelepciunea Ta, Doamne, ca ei să poată alege binele și răul, Doamne. Și, Doamne, de la cei mai mici, de la cei mai mari, care nu Te-au cunoscut, Doamne, Doamne, Te rog, Doamne, să fii sămânța adevărului de ei în mici, Doamne, care ei, Doamne, să Te caute pe Tine, să Te slujească pe Tine toată viața lor, Doamne. Doamne Iisuse, Doamne, suntem așa de bucuros ca părinți să vedem copiii noștri, Doamne, în fața Ta lăudându-Te, Doamne. Ajută-Te, Doamne, să Te lauzi și cu viața noastră. Îți mulțumim, Doamne, pentru tot. Ce bine putem, Doamne, pentru jertfa Ta, Doamne, și pentru vierea Ta. Să fii ce mă rapid, Doamne, Doamne, Tatăl și Doamne, Tu ești Dumnezeu din veșnicie în veșnicie, Doamne. Sfințească-se numele Tău, Doamne. Mulțumim pentru această dimineață glorioasă, Doamne. Mulțumim că putem să Te mărturisim ca Cel care ești viu în vecii vecilor, Doamne. În mod special în aceste clipe aducem copiii înaintea Ta, adolescenții, tinerii, Doamne, și Te rugăm să-i binecuvintezi, Doamne. Știm, Doamne, că tot ceea ce binecuvintezi Tu este binecuvântat, Doamne. Te rog să-i păzești de cel rău, de planurile lui. Stăm și ne gândim în ce lume au venit acești copii, în ce lume s-au născut, Doamne. Doamne, Te rog să fii Dumnezeul lor. Te rog să-i ajuți, Doamne, să ia decizii înțelepte și atunci când vor trebui să ia cele mai importante decizii, Doamne, Te rog să-i călăuzești. Te rog să îi îndrepți pe calea care duce la viață, Doamne. Te rog să le porți de grijă, Doamne. Sunt vremuri atât de tulburi, Doamne, Te rog să îi ai sub privirea Ta, Doamne. Așa cum altă dată copiii care încă nu erau născuți erau umpluți de Duhul Tău cel Sfânt din pântecele mamei lor, Doamne. Te rog să îi umpli și pe ei de Duhul Tău, Doamne Iisuse, de la cel mai mic până la cel mai mare, Doamne. Toarnă Duhul Tău peste ei și în ei, Doamne. Și îmbracă-i în prezența Ta, Doamne Iisuse. Vrem, Doamne, ca la sfârșitul zilei, noi și copiii, și nepoții, și toți ai noștri, Doamne, să fim la dreapta Ta cu toții. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Acum puteți să mergeți. God bless you. Domnul să fie slăvit pentru toate. Să binecuvinteze familiile voastre și surorile care s-au ocupat de voi. Slăvit fie Domnul! Mulțumim lui Dumnezeu pentru acești mici copilași. Sunt atâtea atracții în lumea aceasta și atâtea voci și chemări care atrag pe copiii noștri. Am dorit ca Domnul să lucreze în viețile lor. Și ei să audă și Domnul Dumnezeu Tatăl se atragă cu dragostea Lui la el. Pentru că în Ioan, capitolul 6, cu versetul 44, spune că nimeni nu vine la mine dacă nu este atras de Tatăl. Domnul se atragă cu dragostea Lui atunci când vor cunoaște binele și răul, să aleagă binele. Și Domnul Iisus Hristos se învieze și pe ei în ziua aceea minunată la sfârșit, când va veni să ne ia pe toți. Domnul să fie binecuvântat. Haideți împreună să lăudăm pe Dumnezeu cu o cântare, timp în care corul mic se va ocupa locurile. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și cer.
673 din computer, please. Am găsit în Domnul Ferici. Toți coriștii, a la corul mixt, să ascultăm corul bărbătesc lăudând pe Domnul. Să-l
pentru frații coriști, corul bărbătesc, Domnul să vă binecuvinteze pentru efortul care l-ați făcut și Domnul să vă dea, Domnul Iisus Hristos să vă dea viață veșnică. Mă uitam cât de frumos arătau cele trei generații în fața noastră. Erau puțin mai devreme copilașii, tinerii și părinților. Domnul să-i binecuvinteze. Așa e ment să fie. Iosua spunea, eu și casa mea vom sluji Domnului. Domnul să ne ajute ca împreună cu copiii noștri să putem să-L lăudăm pe Domnul întotdeauna. Domnul să fie slăvit. Haideți în continuare să ascultăm corul mix lăudând pe Domnul cu două cântări.
Domnul să vă binecuvinteze. Am mai spus cândva odată când am ascultat o cântare de cor mix, am spus o cântare nouă și cel de lângă mine mi-a spus nu, s-a mai cântat. Și pe asta mi s-a părut că e cântare nouă. Domnul să vă binecuvinteze. Dacă învățăm cântări noi pentru Domnul, e minunat. Pentru mine toate sunt noi și frumoase, pentru că nu prea mă pricep la muzică, dar mă bucur când aud cântări pentru Domnul. Domnul să vă binecuvinteze. Dorim să facem câteva anunțuri cu ajutorul Dumnezeu, ne întâlnim după amiază la orele 5 din nou în casa Domnului, la părtășie și la închinare. Domnul să fie binecuvântat. Pentru duminica viitoare, prima duminică din aprilie, vom veni înaintea Domnului la masă cu El, la cină. Duminica viitoare vă rugăm să fim cu toții prezenți și pregătiți pentru a ne închina și a sta la masă cu Domnul nostru. Domnul să fie slăvit! Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste oportunități care ni le mai face acum în zilele acestea din urmă. Haideți în continuare să ne închinăm Domnului cu darul nostru de bunăvoie, timp în care îl vom lăuda cu o cântare. Cântarea 830, cine altul decât Iisus? 830. Cine altul decât Iisus poate regia ta? Yeah.
Haideți în continuare să ascultăm din nou corul mix, lăudând pe Domnul, timp în care ne pregătim inimile să ascultăm cuvântul Domnului. Am bucurie în această dimineață să l-am și pe nepotul, pe fratele Sami cu noi aici. Fratele Sami recită foarte frumos Sfintele Scripturi. El o să recite textul din care o să predic eu în dimineața asta. Frate Sami, hai aici, te rog. Și dacă nu poți să reciți, îl citești, vezi tu cum poți. Haideți să ne ridicăm să cinstim cuvântul lui Dumnezeu. Ioan capitolul 20. Vii aici? Da, hai, coace. Hai, coace. Uite la aici. Asta e mai mare. Asta e pentru mine, cum văd eu. Ok. De la 20. Okay. Mă bucur să fiu din nou în mijlocul vostru. Mă simt ca acasă, ori de câte ori sunt cu voi. Slăviți să fie Domnul. Amin.
Cu rugăciune scurtă, Doamne, îți mulțumim că ai înviat și că ești viu în vecii vecilor, Doamne. Asta este motivul pentru că suntem aici, scopul vieții, Doamne, tot este pentru că Tu ești viu. Îți mulțumim pentru aceasta, îți mulțumim pentru cuvântul Tău și ție, împăratul veșnicilor, nevăzutului și nemuritorului, singurului Dumnezeu, ție să-ți fie slava în vecii vecilor. Amin. În ziua din tâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fășiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fășiile de pânză jos. Iar ștergarul, care fusese pus pe capul lui Iisus, nu era cu fășiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel de întâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns: pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că e Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis: Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis: Marie! Ea s-a întors și i-a zis în evreiește: Rabuni, adică învățătorule, nu mă ține, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. În seara aceleiași zile, cea de întâi a săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate, de frica iudeilor a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou: pace vouă, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După ce a zis aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis: luați Duh Sfânt, celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Amin. Slăviți fie Domnul. Amin. Mulțumesc, dragul meu, Domnul, să te binecuvinteze. Luăm loc. Ocupăm locurile. Am eu un tânăr care îl iubește pe Domnul Iisus. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Acum un an era în România și mi-a spus: uite, am câteva zile libere, aș vrea să fac ceva pentru Domnul. Mi-am spus: sigur că da, uite, o să dau un telefon
Am sunat pe fratele Sali Sabri și s-a dus și a slujit câteva zile acolo, vreo 3-4 zile, în lucrarea care o întreprinde acolo. Mi-a fost foarte drag să aud chestia asta, am ceva timp și vreau să-l folosesc pentru Domnul. Domnul să mulțească numărul acestor tineri. Amin? Care au timp și vor să-l folosească pentru Domnul, că asta e foarte important. Timp au toți, dar ce fac cu el? Și Sami tu n-auzi ce spun eu acum. Și Sami, vorbesc cu fratele Sali, mă zice, dar vorbește bine băiatul ăsta. Păi acum trebuie să vorbească bine, doar cum să nu vorbească bine? Trebuie. Slavă Domnului pentru toți cei care îl slujesc pe el și care au înțeles că e un har mare din partea Domnului, cel mai mare har, să slujești pe Dumnezeu și să faci cu viața ta ceva pentru Dumnezeu. Vă spun tuturor, Hristos a înviat. Dar vă mai spun ceva, vă spun, Hristos a născut. Hristos a trăit. Hristos a murit, adevărat că a murit. Hristos a înviat. Maranata, Domnul nostru, vine, slăvit să fie El. Și în cuvintele acestea am prins, de fapt, Evanghelia. Evanghelia. De la întruparea Domnului Iisus Hristos până la ceea ce noi cu toții așteptăm. Așteptăm ca Domnul Iisus Hristos să revină. Și suntem în această perioadă în care ne bucurăm și ne bucurăm în așteptare. Astăzi este zi de sărbătoare. Mulțumim Domnului pentru toți cei care ați făcut efortul să ajungeți la închinare în această dimineață. Într-o zi de sărbătoare m-am bucurat în mod special de acești copilași, de toți care ați slujit, dar în mod special de copii. Și acum am spus mai devreme, mă rog ca Domnul să-i binecuvinteze. Ne-i drag de ei și e foarte bine că ne-i drag de ei. Ne dăm tot concursul ca să-i ajutăm să aleagă viața. Să aleagă pe Cel care este învierea și viața. Amin? Pentru că dacă reușesc să facă lucrul acesta, asta e cea mai importantă decizie din toată viața. Toate celelalte lucruri sunt importante, dar secundare. Asta este cea mai importantă. În ziua învierii, evangheliștii relatează din diferite unghiuri acest eveniment. Femeile s-au dus la mormânt și au descoperit că piatra este dată la o parte. Și au descoperit că înăuntru trupul celui care fusese așezat în mormântul respectiv, trupul Domnului Iisus Hristos nu mai este acolo. Și s-au înspăimântat, s-au speriat. Ce s-a întâmplat? Se întâmplase ceva. Înainte să răsară soarele, se întâmplase ceva. M-am gândit la soldații aceia care au primit misiunea să păzească mormântul. Care ar fi fost conversațiile între ei? Unde ne trimite să stăm la un mormânt? Ce să facem acolo? Păi da, e unul care este omorât acolo, a fost crucificat, e răstignit. Păi dai seama ce serviciu ușor o să avem. Ce serviciu ușor o să avem acum? Să păzim unul care a fost răstignit, care e pus cu o piatră rostogolită. Ce easy job o să avem înaintea noastră? Little did they know. Habar n-aveau ei ce geab urmau să aibă în noaptea aia. Nici idee nu și-au făcut ei ce urma să se întâmple. Un geab ușor, să păzim un mormânt care putem să stăm, putem să... Nu înseamnă. Oricum nu se va întâmpla nimic aici. Sau poate se va întâmpla ceva. Sau poate s-a întâmplat, de fapt, ceva. Cel mai minunat lucru care putea să se întâmple vreodată s-a întâmplat. Cel care este viața a rupt legăturile morții, a frânt lanțul morții, a biruit moartea, a înfrânt dușmanul cel mai temut,
care atunci, deja de 4.000 de ani, îngrozea ființa umană și a ieșit biruitor din moarte, din mormânt, a ieșit la viață, le-a stricat noaptea, ziua la soldații a complet și a stricat planurile foarte multor oameni. De ce? Pentru că Hristos, contrar a ceea ce nu și-au imaginat ei, Hristos a înviat. A înviat. Ei au spus, inițial, au spus, punem soldații aici așa ca să nu vină ucenicii să-l fure și apoi să zică că a înviat. Nu trebuie să zică ucenicii că a înviat. Ucenicii o să zică că a înviat, dar o să zică că a înviat nu pentru că l-au furat ei, o să zică că a înviat pentru că a înviat. A înviat. Femeile merg și descoper că mormântul este gol. Mormântul este gol, se duc și dau de știre ucenicilor. Și Ioan și cu Petru, doi oameni care sunt de vârste diferite, oameni foarte diferiți ca și abordare, unul este mai ca și Petru, așa mai, foarte, foarte, să zic, foarte repezit, foarte... Ioan era mai liniștit, mai... foarte diferiți. Dar când este vorba de înviere, oameni foarte diferiți merg împreună. Învierea îi aduce împreună pe oameni extrem de diferiți. Atunci când vorbim de învierea Domnului Iisus Hristos, diferențele toate cad la pământ. Nu contează diferențele, contează ceea ce ne unește. În cazul lor, s-au dus să vadă dacă ceea ce li s-a spus este adevărat. Dacă într-adevăr mormântul este gol. Vreau să vorbesc în această dimineață despre un Paște neobișnuit. În momentul dat, Domnul Iisus pune o întrebare. Ce lucru neobișnuit faceți voi? De data aceasta, Hristos a făcut ceva extrem de neobișnuit. Acum vreau să fim foarte clar. Au mai fost oameni care au fost înviați în trecut până la Domnul Iisus Hristos și după, în relatările Noului Testament. Însă n-a fost nimeni care a înviat ca Domnul Iisus Hristos. De ce spun asta? Pentru că toți care au murit și care au fost înviați în situațiile care au fost, toți au înviat înapoi în trupul care l-au avut înainte să moară. Hristos n-a înviat în același trup care l-a avut înainte să moară. Hristos a înviat într-un trup de slavă. Un trup diferit. De-aia învierea Domnului Iisus Hristos este total diferită. Cum spunea cineva, învierea nu este o chestiune undeva care o găsești în Evanghelii. Învierea este Evanghelia. Învierea este Evanghelia. În acea dimineață merg și unul alergă mai repede, altul vine mai încet. Ioan și cu Petru se duc și intră, văd că nu este acolo trupul și sunt înmărmuriți, nu pot să înțeleagă. La un moment dat apare fraza aceasta, au crezut. Mulți s-au grăbit și au spus, au crezut că a înviat. Nu, n-au crezut că a înviat. Au crezut că ce le-au spus femeile este adevărat, că nu este acolo. Pentru că următorul verset ne spune că încă nu pricepeau, încă nu puteau să înțeleagă ce s-a întâmplat. Maria însă face un lucru neobișnuit. Maria ne spune cuvântul lui Dumnezeu că ședea afară lângă mormânt și plângea. Ioan și cu Petru nu pricepeau că, și apoi ucenicii s-au întors acasă. Au venit, au văzut, dar încă n-au învins, ca să mergem în linia romană. Urmau să înțeleagă și crezând vor învinge. Urma să mai treacă un pic de timp în cazul lor.
Maria rămâne afară lângă mormânt și plânge. Aici vreau să înțelegem tabloul acesta. Fusese o vineri cumplită, o vineri de teroare, o zi de vineri înfiorătoare. Vineri în care prea iubitul lor, al tuturor, a fost răstignit, a fost așezat într-un mormânt și acum, în duminica aceasta, că a fost o duminică, n-a fost o sâmbătă, a fost o duminică, trebuie să spun și lucrul ăsta, chiar dacă nu e cel mai plăcut, sâmbăta nu s-au întâlnit credincioși și sâmbăta s-au întâlnit aia la alții care făceau planurile care le-au făcut. Ca o idee așa. O paranteză. Sâmbăta nu s-au întâlnit ucenicii, s-au întâlnit alții sâmbăta. Duminica aceasta, era o zi de duminică, ucenicii au plecat acasă și Maria a rămas lângă mormânt și erau sărbătorile lor evreiești, fuseseră Paștele, fuseseră toate. Pentru ei fusese ceva neobișnuit, cel mai scump dintre ei, învățătorul, Domnul, fusese răstignit. Nimeni nu putea să conteste faptul că a fost răstignit. A fost o scenă publică, a fost la ieșirea din Ierusalim, toți trecătorii l-au văzut. Toată lumea știa că Domnul Iisus fusese răstignit. Mai sunt astăzi isteți care ocupă amvoane, care spun, de fapt, n-a fost chiar așa, n-a murit. La un moment dat i-a scris la un păstor, cineva, și a spus, păstorul nostru a spus că, de fapt, el n-a murit, numai a leșinat pe cruce și apoi l-au luat ucenicii și l-au adus înapoi la viață. Și acest păstor i-a scris înapoi și a spus, spuneți la păstorul vostru următorul lucru, spuneți păstorului vostru să stea să fie biciuit cu biciu roman, apoi să fie schingiuit, apoi să fie bagiocorit, apoi să fie întins pe o cruce, apoi să fie țintuit pe crucea aia, apoi să stea acolo ore în șir, apoi să aibă o suliță care să-i străpungă pieptul și după aceea să fie pus într-un mormânt vreo 3 zile și pe urmă discutăm, pe urmă vorbim ce s-a întâmplat, dacă a murit sau a leșinat. El a murit. Moartea n-a fost contestată. Toți cei care au fost acolo prezenți au realizat că el a murit. Problema e alta. Ce este contestat este ce? Înviere. Înviere. Și aici s-a dat și să dă bătălia. Dacă Hristos a înviat, noi știm că a înviat, și pentru că El a înviat, atunci tot ce a făcut El, tot ce a spus El, tot ce a afirmat El, este valabil. Dacă El n-a înviat, atunci totul se prăbușește. Dacă El n-a înviat, Apostolul Pavel spune că noi suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dacă El n-a înviat, totul se prăbușește. Atunci predicarea e în zadar, mărturia e în zadar. Nădejdea este în zadar. Însă Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și pentru că El a înviat, atunci totul cade la loc, totul este așezat. În acea dimineață ucenicii nu știau, femeile, bineînțeles că încă nu înțelegeau ce s-a întâmplat. Una dintre ele rămâne acolo și stă lângă un mormânt gol. Și plânge lângă mormântul gol și e foarte greu de înțeles de ce a mai rămas acolo. De ce n-a plecat și ea cu Ioan și cu Petru când ăștia au plecat? De ce a mai rămas?
A văzut doi îngeri care erau așezați acolo unde fusese Domnul Iisus culcat, trupul lui, și a spus femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? El a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Își imagina ea că au venit și l-au luat vrăjmașii, dușmanii lor. L-au luat și nu știu ce a făcut cu el. S-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Și aici ajungem la miezul mesajului în această dimineață. Maria se uită la Domnul Iisus Hristos și nu-L recunoaște. Stă față în față cu El și nu-L recunoaște. Aici vreau să elaborez un pic de ce nu-L recunoștea. Erau poate lacrimile din ochi, era durerea din inimă, era drama prin care trecuse. Sunt situații în viața noastră, și aici e partea aplicativă care e foarte importantă, când ajungem în anumite situații când nu-L mai recunoaștem pe Hristos. Trecem prin anumite situații în viață. Viața nu e numai roze, nu e numai petale și viață, este și jale și durere. Și treci prin situații în viață când poate din pricina durerii, a depresiei, a dramei prin care treci, nu poți să-L vezi pe Hristos. Te uiți la El și nu-L vezi. Vreau să înțelegem, sunt situații în viață prin care oamenii trec. De-aia, multe ori, biserica este prezentată ca o armată. E ok, în anumite situații trebuie să fii o armată. Însă biserica trebuie să fie înțeleasă mai mult ca un spital. Ca un loc unde oameni care sunt bolnavi sunt vindecați. Oameni care trec prin traume repetate sunt salvați. Asta este biserica. Un loc unde oameni care se uită la Hristos încă nu-L văd, trebuie să fie ajutați să-L vadă. Și asta trebuie să fie biserica. Era un mormânt și era așezat într-o grădină, pentru că toată istoria umană a început undeva într-o grădină. Și totul trebuia să înceapă ca la început. Ca să fie totul refăcut, să fie totul readus de la moarte la viață, trebuia reiterată toată istoria. Trebuia să fie o grădină. Și la început era un grădinar. Un grădinar care le-a spus celor doi, puteți să luați din tot ce este, totul e la discreție și la dispoziție. Nu mai aveți acolo. E un pom care e bine să luați din el. Totul a început acolo și acum din nou suntem într-o grădină. Câteva zile înainte fusese o altă grădină, acum este grădina mormântului. Și aici, în această grădină, Maria se întoarce și se uită la Hristos și nu-L vede. Este un paște neobișnuit, pentru că poți să te uiți la Hristos și să nu-L recunoști. Hai să fiu mai aproape de casă, poți să vii într-un loc acesta, să asculți Evanghelia și să nu înțelegi, să nu-L recunoști pe Hristos. Să vezi copii cu glasuri de clopoței care laudă pe Dumnezeu, pentru care pentru ei un Dumnezeu străin. Să asculți cuvântul lui Dumnezeu, cântări înălțătoare și cumva să te uiți la toate și să reușești să nu-L vezi pe Hristos. Maria, datorită durerii, datorită stării sufletești în care era, nu putea să-L vadă, dar și să uita la El. Poți să ajungi în viață în astfel de situații, în așa văi și în așa valuri, încât să te uiți la Hristos și să nu-L vezi și să nu realizezi că este Hristos. Vestea minunată este asta, chiar dacă Maria nu înțelegea că Hristos era acolo, Hristos era acolo. Chiar dacă Maria îl vedea
și nu recunoștea. Hristos era acolo. Și atunci când Maria nu-l cunoștea, Hristos o cunoștea pe Maria. Hristos ne cunoaște și atunci când noi nu-l mai recunoaștem. Și atunci când noi trecem prin cele mai negre și cele mai adânci prăpăstii sufletești. Și atunci când noi atingem the bottom, ajungem jos de tot. Hristos și atunci ne recunoaște. Nu-l mai cunoaștem, dar El ne cunoaște, ne cunoaște. Maria se uită la El, la străinul cu ghilimele, acesta la grădinar, cine a crezut ea că este, femeia i-a zis, Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și, fiți atenți, mă voi duce să-l iau. Cum, Maria, tu? Cum să-l iei tu? Aici, în aceste cuvinte, arată devotamentul acestei credincioase femei. Domnul Iisus se uită la ea și cu aceeași dragoste, cu aceeași milă, se uită la ea și spune, Marie! Domnul Iisus spusese mai devreme, oile mele, ce se întâmplă? Cunosc glasul meu. Când Hristos a spus Marie, de asta am spus, chiar dacă noi nu-L cunoaștem, Hristos ne cunoaște. Este un Paște neobișnuit, poate pentru anumite persoane este extrem de neobișnuit. Treci prin situații în care încotro te întorci, nu-L mai vezi pe Hristos. Și aș mai face o analogie foarte potrivită. Era trupul Domnului Iisus Hristos pe care și ucenicii și femeile, Maria, toți îl căutau, trupul Domnului Iisus Hristos. Și nu îl găseau. Domnul Iisus nu mai este în mormânt. Domnul Iisus este viu și aș vrea să ținem cont de un lucru. După înviere, Hristos nu s-a revelat la nimeni mort. Vreau să înțelegem lucrul ăsta. Toate revelațiile după înviere sunt revelațiile unui Hristos viu. De ce e o problemă cu biserici care ți-l prezintă răstignit? Pentru că Hristos a fost răstignit. Acolo traducerea lui suferă un pic. Vreau să-L cunosc, să-L știu pe Hristos între voi, nu răstignit, ci ca răstignit. Ca unul care a fost răstignit. Când se prezintă El pe sine lui Ioan, Apocalipsa îi spune, am fost mort! Dar nu mai sunt mort, acum sunt viu. Tradiția Bisericii Romano-Catolice este o tradiție a unui Hristos mort. Din păcate, reforma n-a prins chestia asta și au rămas blocați în chestia asta când au făcut reforma. Au prins alte lucruri, dar asta n-au prins-o. Linia Bisericii Răsăritene, din fericire, ăștia au prins chestia asta. Au ei alte chestiuni, dar asta au prins-o corect. Când te duci într-o biserică catolică, te întâlnești cu un Hristos care e pe cruce, când te duci în biserică răsăriteană, te întâlnești cu un Hristos care este în slavă. De ce? Pentru că e vorba de înțelegere, de mentalitate. Noi trebuie să înțelegem în Noul Testament Hristos se prezintă doar ca cel care este viu. După înviere, nu mai se vorbește despre un Hristos care este răstignit, care pe cruce, este vorba de un Hristos care este viu. A fost mort, a murit, a fost răstignit, dar este viu. Ei căutau și ucenicii și femeile căutau un trup. Și spuneam, vreau să fac o analogie foarte importantă. Astăzi lumea nu-L mai poate vedea fizic pe Hristos. It's not gonna happen. Nu o să se întâmple chestia asta deocamdată. O să se întâmple odată, dar nu încă.
Va veni un moment când orice ochi îl va vedea. Dar până atunci, pe pământ, că tot vorbim de un trup, pe pământ este trupul Domnului Iisus Hristos. Este cine? Biserica! Biserica! Și atunci când oamenii caută să se întâlnească cu trupul, it better be alive! E bine să fie un trup viu! Pentru că cel care este capul bisericii este viu în vecii vecilor. Și o problemă dacă capul este viu și trupul nu este la fel. Hristos este viu și trupul trebuie să fie cum este capul bisericii, trebuie să fie un trup viu. Riză motivul de care spun chestiile astea este pentru că astăzi, și nu vorbesc când vorbesc în particular, sunt prea multe locuri unde cei care se întâlnesc nu te-ar face să crezi că e vorba de un trup viu când te uiți. Sub nicio formă. Nu lasă impresia unui trup viu. Maria aude aceste cuvinte, Marie, și în clipa aia își aduce aminte de vorba aceasta, de cuvintele acestea, de tonalitatea aia, de dragostea care era în glasul acela, de prețuirea care o arăta acel glas. Și Maria în clipa aia înțelege să leagă tot în mintea ei. Și înțelege, nu este mort, este viu. Dragii mei, făcând abstracție direct de ce s-a întâmplat acolo, vreau să înțelegem doar ideea. Au fost niște ucenici, s-au dus, au plecat de acolo. Pentru foarte mulți, relația cu Dumnezeu este un fel de du-te vino. Mă duc și mă întorc, mă duc și mă... Relația cu Dumnezeu n-a supostul bilai, nu trebuie să fie așa. Maria a rămas acolo. It didn't make sense. Nu puteai să înțelegi de ce a mai rămas, că oricum nu era nimeni acolo. Dar Maria rămâne acolo. Nu se dezvolta relația cu Hristos cel viu un fel de du-te vino așa. Și merg un pas mai nici cu biserica, nu fă chestia asta, că e trupul lui. Nu se dezvoltă o relație deformată de du-te vino. Dezvoltă o relație sănătoasă cu Hristos. Și relația sănătoasă este aia în care tu rămâi. Rămâi, chiar îi dați doesn't make sense, nu înțelegi, nu prind, ok, rămâi. Principiul guvernant al relației cu Dumnezeu este ascultă acum, așteaptă acum și ai să înțelegi de ce mai târziu. Dacă ucenicii ar mai fi rămas un pic, ar fi avut și harul care l-a avut, Maria s-ar fi întâlnit cu Domnul Iisus. Imaginați-vă că s-au dus înapoi la ceilalți ucenici, ce le-au spus, ce au putut să le spună. Dom'le, ne-am dus, așa este, mormântul este gol. Dar el unde? Abar n-avem, nu știm. Nu știm. Well, dacă ar mai fi rămas un pic, ar fi descoperit că el este viu. El este viu. Câteodată trebuie gestă lălămor. Nu un pic mai mult să mai stai. Și tot ce n-ai priceput, n-ai înțeles, începe to make sense, începe să se potrivească. Marie îi spune Domnul Iisus Hristos și i-a zis în evreiește rabunii, să întoarce și spune, adică învățătorule. Și apoi s-a aruncat la picioarele lui și a spus, nu mă ține, a spus Domnul Iisus, pentru că încă nu m-am suit la tatăl meu, du-te la frații mei care s-au făcut că nu mă cunosc și spune-le că mă sui la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Nu mă ținea. Atunci când se întâlnește cu Hristos, Maria parcă ar vrea să-L țină și n-ar vrea să-L mai... Vrea să știe că nu-L mai pierde niciodată. Și este un sentiment sănătos. Când te întâlnești cu Hristos, trebuie să te agăți de Hristos. Că asta este ideea aici așa. Toate nădejdile, toate speranțele, te agăți de Hristos. Traumele, durerile, tragediile vieții,
trecând prin toate, te agăți de Hristos. Vreau să înțelegem, pentru noi astăzi, la 2000 de ani de când Hristos a înviat, dacă este un tablou care rămâne valabil, este acest tablou. Și ar putea să facă din Paștele ăsta unul neobișnuit și pentru tine, dacă ai înțelege că trebuie să te agăți de Hristos cu tot ceea ce ești, cu tot ceea ce ai, cu tot ceea ce vei fi tu vreodată. Când stai de vorbă cu oameni care trec prin durere, prin suferință, oameni care pierd suflete scumpe, oameni care trec prin necazuri negreite, când stai de vorbă cu ei, când stai pe marginea unei gropi deschise, de ce te agăți? Și răspunsul este asta: te agăți de faptul că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Când ești într-un spital și oamenii îți spun: s-a terminat. Medicii își dau seama că s-a încheiat totul. De ce te agăți? Te agăți de acest adevăr milenar: Hristos a înviat. Maria a înțeles esențialul, s-a agățat, s-a prins de Hristos. Dacă vrei ca viața ta, numai Paștele, să fie neobișnuită, învață să te agăți de Hristos, te ții de Hristos. Să-L prinzi pe Hristos. În cazul acesta, fizic vorbind, Hristos urma să se reveleze ucenicilor în seara acestei zile, să se întâlnească cu ei. Însă, până Hristos urma să facă lucrul acesta, Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Ceilalți ucenici s-au dus și au vestit și ei, au vestit că e un mormânt gol, au vestit și ei că așa este, credem ce ni s-a spus, mormântul este gol, dar credința lor era una foarte redusă. Maria vine și le spune: nu-i la întâmplare gol mormântul. Eu m-am întâlnit cu cel care este viu, slăvit să fie El. În această dimineață, vestea minunată este asta: mormântul este gol. Trupul Domnului Iisus Hristos, biserica, trebuie să fie vie, pentru că El, capul bisericii, este viu în vecii vecilor și trebuie să se reflecte viața Lui în viețile noastre, trăirea noastră și manifestarea noastră. Maria a avut un mesaj. Au crezut-o toți? Nu. Nu, că vedem de seară, doi dintre ei pleacă spre Emaus, zice unul, femeile noastre ne-au spus, vedenii, îngeri, că a înviat. N-au crezut-o toți. Faptul că nu toți cred mesajul învierii, asta nu schimbă cu nimic realitatea învierii. Faptul că oamenii nu cred, spun: Doamne, chestiunea asta este prea... Cum să crezi că cineva a murit răstignit, întins pe cruce, trecut prin toate și apoi a înviat? Cum să crezi chestia asta? Numai că aceiași oameni stau la masă, se așează să mănânce și uită că roșia aia, ardeiola, toate alea, sau whatever ce mănâncă acolo, este o sămânță foarte închisă la culoare, care este pusă într-un pământ și mai închis la culoare. Corect? Și din pământul ăla și sămânța aia, extrem de închisă la culoare, cumva iese ceva ce este atât de frumos. Dar nu se opresc să se gândească, mai stai un pic, how did it happen? Cum s-a întâmplat chestia asta? Cum o sămânță maro închisă la culoare, cu un pământ mai întunecat, cum reușesc să creeze viața asta atât de policromă, atât de colorată? How did it happen? Acești om nu se opresc să spună chestia asta: Doamne, cum s-a întâmplat asta? Dar ei vin și spun, afirmă foarte convinși, nu, cum să învieze Hristos? Biblia spune: nebunule, ce semeni tu? Scrie așa? Trebuie să fii
nebunul nebunilor să negi învierea. Pentru că în jurul nostru totul strigă și reclamă faptul că există viață după moarte. În această dimineață poți să ai un Paște neobișnuit. Poate suferință, dramă, poate treci prin momente în care ai vrea să-L vezi pe Hristos și nu-L mai vezi. Vreau să te consolez, să te mângâi, să spun, El te vede. Ai vrea să-L recunoști și nu-L mai recunoști. Când prietenii lui Iov au venit la Iov, s-au uitat la el, zice Biblia că nu l-au mai recunoscut. Au plâns și au stat 7 zile și nu l-au mai recunoscut. I-ar fi ajutat să stea vreo 7 luni pe prietenii lui ca să priceapă un pic mersul vieții, dar asta e altă poveste. Dacă în această dimineață ești aici, vreau să înțelegi Hristos a înviat, ce cred eu sau ce crezi tu, dacă tu nu crezi că Hristos a înviat, asta nu schimbă cu nimic acest adevăr. Hristos a înviat. Dacă toți orbii s-ar lua de mână și ar urla pe stadioane că nu există soare, ar schimba cu ceva existența soarelui? Nu. Haideți să ne ridicăm. Poți să ai un Paște neobișnuit și o viață neobișnuită. Poți să te întâlnești cu Cel care este viu. Poți să-i recunoști glasul. Și mai este ceva. Tot am vorbit de trupul Lui, trupul Domnului Iisus Hristos. Trupul Domnului Iisus Hristos, așa cum am spus, Maranata așteaptă venirea. Urmează marea întâlnire. Marea întâlnire. A fost un mormânt gol când Hristos a înviat. Vreau să vă spun, va fi un pământ gol când biserica va fi luată de pe pământ. Va fi un pământ gol și va rămâne un mormânt în urma bisericii. Și deja vedem semnele astea foarte clare. Deja le vedem. Dacă nu te-ai împăcat cu Hristos, make no mistake, nu-ți fă iluzii, El este viu. Că tu crezi sau nu crezi, El este viu. Și dacă nu vrei să-L recunoști, dacă nu vrei să te proșterni înaintea Lui, să te pocăiești, într-o zi ai să te întâlnești cu El. Nu o să fie ca și aici, într-un cadru de biserică, în felul ăsta, unde se roagă frații, surorile, pentru tine să te pocăiești. Nu va fi așa. Nu va fi un moment ca și ăsta unde să poți să ai ocazia să te pocăiești, să te predai Domnului. Nu va fi așa ceva. Nu va fi un loc unde un păstor te cheamă să te pocăiești și te îndeamnă și te sfătuiește și așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, vă rugăm fierbinte în numele lui Iisus, împăcați-vă cu Dumnezeu. E, asta nu va mai fi atunci, vreau să pricep chestia asta. Asta este acum. Atunci va fi cu totul altceva. Vestea minunată este că încă nu suntem atunci, suntem acum. Și Biblia spune că încă mai este har. Ca toți cei care încă nu s-au împăcat cu El, să poată împăca cu El. Nu s-au pocăit, să se pocăiască pe românește, direct, clar. Nu s-au întors la Domnul, să se întoarcă la Domnul. Încă mai este har. Încheiem acest timp de părtășie și venim în rugăciune în această dimineață. Frate Alex Bostan va încheia cu rugăciune. Și ești un Domn care a înviat din morți în morți. Da. Și ne-a înviat împreună cu tine și pe noi la o viață nouă. Te cunoaștem lucrul acesta și îți mulțumim mult. Deci, din darul tău, prin mila ta, ai primit pe fiecare dintre noi, te-ai oprit în dreptul nostru
și ne-ai înviat la o viață nouă împreună. Doamne, într aceste clipe stăm înaintea Ta și recunoaștem că greșim adesea înaintea Ta cu toții, Doamne, și vrem ca la acest Paște, Doamne, să ne apropiem mai mult de Tine și tot ce este rău să dai afară, Doamne, și să ieșim împreună cu Tine la o altă viață, Doamne. Ajută. Te glorificăm, Doamne, și vrem că în continuare, cât vom mai sta, Doamne, pe pământul acesta, să recunoaștem învierea Ta și să proclamăm tuturor care ne înconjoară, colegilor la lucru, vecinilor, fraților, ajută. Copiilor noștri, nepoților, Doamne, ajută ca să transmitem ceea ce am primit de la părinții noștri, Evanghelia. Ajută-ne, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că ne Te-ai descoperit nouă. Te lăudăm, Te glorificăm, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Harul Domnului Iisus Hristos, iubirea Tatălui Ceresc și părtășia Duhului Sfânt, să fie să ne însoțească pe toți. Amin. Reocupăm locurile. Vă așteptăm cu toată...